Vă salut, prieten, bine v-am regăsit, o nouă ediție de colecție, așa cum îmi place mie să spun, cu fără a ne feri de etichete, cu finanțatorul momentului din Superliga României și nu numai, că o să vedeți că mai avem câteva întrebări așa incomode referitoare la vizitele invitatului de astăzi. Unul dintre finanțatorii Rapidului, acționarul majoritar, domnul Șucu, bine ați venit, felicitări! Și vă mulțumesc că ați acceptat invitația. Mulțumesc frumos pentru invitație. Bine v-am găsit, domnule legendă. Da, da, da. Mulțumesc. Cum trăiește un... O să intrăm direct în acțiune. Cum trăiește un acționar și cum gestionează un astfel de succes împotriva unui rival tradițional? Păi... și împotriva unui rival tradițional, dar aproape orice meci. Prima oară mi-aduc aminte că atunci când a intrat din nou Rapidul în prima ligă, eram invitat de către Victor și de Nico să vin și eu la meciuri. Da. Atunci eram implicat într-o oarecare măsură în zona de juniori. Și mă uitam la ei cum sărbătoreau, cum se transfigurau, când sărbătoreau un gol, mă uitam la ei, mi se părea ușor penibil, adică parcă era... Exagerat, da, un pic. Parcă era oarecum exagerat. Mă tem că eu cum mă comport în clipa de față chiar mai exagerat decât ei în clipa, atunci când am ocazia. Da, 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 da. Sunt trăirile atât de mari? Da, da. Eu oarecum mă mândresc cu ideea de a putea să... de a încerca să fiu mai echilibrat, de a încerca să nu iau decizii așa pe picior, rapid, de a fi totdeauna mai așezat, dar uite că când e vorba de un meci, nu reușesc. Adică cred că sunt mai entuziast decât sunt ăștia mici, ăștia tineri. Da. Da. Am văzut că... Dar nu mă deranjează. Adică, nu știu, probabil că de afară se vede ciudat, dar când ești acolo pe stadion, lucrurile arată complet altfel. Am văzut că absolut toate meciurile doamna Șucu nu lipsește, da. Și e o bucurie în familie alături de doamna și și trăiri din partea doamnei la nivelul unui suporter vechi al Rapidului. Evident, dar există o obișnuință care o avem. Întâi ne îmbrățișăm cu Victor și cu Nico și de-abia după aia în familie. Adică întâi treaba și după aia familia, da? Arogant după meci? Sper să nu. Sper să nu. Adică, ce spun? Foarte fericit după un meci, dar fericirea asta durează o zi. Că începând de a doua zi, începe îngrijorarea pentru meciul următor. Cam asta e ideea. Avem experiența faptului că, mi-aduc aminte, după ce am câștigat cu 2-1 pe Național Arena, am avut o sincopă. În mod cert, sunt convins că am învățat din lucrul acela și toate meciurile de aici încolo vor fi tratate cu seriozitate maximă. Vine un meci important, primul meci în Giulești, încă nu știm dacă cu porțile închise, nu știm dacă cu suporteri, fără suporteri. O să știm mâine. Contra farului domnului Hagi. V-au deranjat săgețile care au fost lansate privind termenul omenie? Ținând cont că vine un meci contra unui partener de competiție și de afacere al Rapidului. Un club de unde dumneavoastră ați cumpărat jucătorii importanți pe sume... No, noi vorbim acum de principiu, în general. Principiul pe care l-am enunțat a fost foarte simplu. Ideea asta de înțelegere între cluburi anticoncurențiale este exact lucru care a dus fotbalul românesc în groapă. Posibilitatea de a dezbate mai departe direcția asta mi se pare fără sens. Da, ne încurcă pe toți. Da. Am fost în groapă, în clipa de față începem să ieșim de acolo. Atractivitatea fotbalului din ce în ce mai clară, din ce în ce o audiență mai bună, meciuri mai puternice. Mergem într-o direcție corectă, să stricăm direcția respectivă ar fi fără sens. Da, ar fi fără sens. Doar că dorim să mai vorbim, să dezbatem, polemici, nu e în regulă. Da. Faptul că îi spunem omenie sau că îi spunem că îl folosim alt termen, e nerelevant.
Da. Dar încă o dată, aici lucrurile sunt foarte clare. La Rapid, așa ceva nu există. Da? Și nici nu va exista. Aici e o promisiune personală care o fac. Atâta timp cât sunt și eu acționar în Rapid, acest lucru nu se va întâmpla. Sau în mod cert nu se va întâmpla sub cunoașterea mea. Știu că ați fost principalul susținător al ideii, dacă putem spune așa, de a scoate Rapidul din casa obișnuită și de a duce meciul cu un rival, un meci care putea deveni decisiv pe Național Arena. La ce v-ați gândit? La el în casă. Da, așa în casa adversarului. Așa cum spunem noi, în casa adversarului. Da. În la ce v-ați gândit? Sau care a fost strategia? În primul rând e o anomalie. Adică aceea nu e casa adversarului. Da. Acela este stadionul național în principal al Naționalei României și în mod normal, tradițional, cel puțin eu când eram, și asta de acum 50-80 de ani, e locul unde tradițional se desfășoară derbiurile României. Da. Și mi se pare normal, pentru că pentru un derby îți trebuie un stadion care să fie pregătit pentru derbiul respectiv. Mi se pare, dacă există posibilitatea ca 50.000 de oameni să vină să vadă meciul, da? Dacă este posibilitatea ca 5-10.000 de copii să vină să vadă meciul, mi se pare fără sens ca noi să eludăm această posibilitate, să nu o băgăm în seamă. Nu se poate. Nu există așa ceva. În altă ordine de idei, indiferent cât de mult iubim stadionul nostru, gândiți-vă la un lucru simplu. Noi avem aproape 6.000 de abonați. Da? Da. Cărora le mulțumim în fiecare zi că au decis să fie abonații Rapidului. Ei au prioritate în achiziția de bilete. Deci, au văzut prima că există zi, un link dedicat 24 de ore pentru abonați. Primele 24 de ore din clipa în care se lansează vânzarea de bilete, dânsi au posibilitatea de a cumpăra cu prioritate bilet pentru un vecin, pentru un prieten, să meargă împreună cu cineva la meci care nu e abonat. Da. În condiția asta ar fi însemnat că un singur bilet, dacă cumpăra un abonat, cam asta era capacitatea stadionului. Asta era capacitatea, pentru că noi la un meci cu FCSB n-am fi putut să vindem mai mult de 12.000 de bilete. Din considerente de securitate. De securitate. Și atunci era fără sens. Adică exact aceea care poate că ar fi spus, domne, ar fi trebuit să ne desfășurăm meciul în Giulești, n-ar mai fi prins bilet. Da? Și ar fi fost primii care ne-ar fi contestat. Știi cum e? Pe lumea asta, dacă vrei să mulțumești pe toată lumea, reușești cu brio să nu mulțumești pe nimeni. Să fi contestat de toată. Da, reușești cu brio să nu mulțumești pe nimeni. Și atunci, indubitabil, locul unde ar trebui să se desfășoare derbiurile României, da, ar trebui să fie pe un stadion care este cu adevărat echipat pentru așa ceva. Și singurul stadion echipat este Stadionul Național. În mod normal, Dinamo ar trebui să-și desfășoare meciurile pe Stadionul Dinamo, Rapid pe Stadionul Giulești, Steaua pe sau FCSB, pe stadionul propriu și așa mai departe. Iar meciurile cu adevărat, derbiurile, ar trebui să fie pe Stadionul Național, care e un stadion neutru. Noi așa îl vedem. Noi nu-l vedem stadionul cuiva, îl vedem ca un stadion neutru. Dar bănuiesc că... Până una alta, însă, Doamne ajută, adică ne-a priit acolo. Da. Dar bănuiesc că nu a fost atât de importantă latura financiară din moment ce a spus că ați oferit în jur de 5.000 de intrări gratuite copiilor. Că s-a discutat foarte mult, domne, vor să dea și un boom financiar să încaseze mai mulți bani și asta poate afecta echipa că o duce acolo. Deci nu e nimic greșit în ideea de a avea, de a câștiga pentru club, de a avea încasări mai mari. Repet, încasările sunt ale clubului, nu sunt ale mele. Da? Nu suntem în situația de a obține bani din club în niciun caz și nici în următorii câțiva ani buni de aici încolo. Da? Este însă, repet, mult mai important pentru rapidiști ca să-și înțeleagă cu adevărat din nou puterea pe care o au. Posibilitatea de a se vedea ei înșiși 40.000 de oameni la un loc susținându-și echipa, creează cu adevărat ideea de comunitate, ideea de putere, ideea de forță. Adică noi ne dorim să putem să transmitem tuturor că suntem pe zi ce trece mai puternici. Ceea ce e realitatea. Dar ea trebuie percepută, nu e doar vorbită. Ea trebuie simțită, trebuie palpată. Asta e ce se întâmplă.
Nu pot să spun că putea să existe o seară mai frumoasă decât cea de sâmbătă. Da. V-ați așteptat vreun moment să fie diferența asta atât de mare? Nu m-am așteptat și nici acum nu. Și acum mă gândesc cum de am putut, pentru că echipa adversă e o echipă puternică. Adică mie mi-a dat sentimentul unei echipe puternice, în mod cert nu și-a spus ultimul cuvânt. Da? În mod cert ce s-a întâmplat sâmbătă ne-a ajutat enorm, da? Dar e un război. Da? E o bătălie. Pardon, până ajungi să câștigi războiul mai durează. Credeți că va dura bătălia asta până în ultima etapă? Așa sper. Eu mi-aș dori. Da. Și noi ne ceea ce știu sigur că evităm este acela de a pluti. Da? Adică am discutat lucrul ăsta, sunt convins că toată lumea înțelege diferența dintre o bătălie și un război. Și un război. Da. Am plutit și noi altădată, e timpul să stăm cu picioarele pe pământ și să înțelegem exact despre ce e vorba. Pentru că plutirea lor e cea care i-a trimis la plimbare. Da? Probabil că data viitoare nu vor mai pluti. Următoarea bătălie cu Rapid în postura de club organizator se va disputa tot pe Național Arena? Vom vedea. În proporție de 80% da. Da. În proporție de 80% da. Vom lua deciziile pe măsură ce când ajungem la ele. Da. În clipa de față ne concentrăm pe următorul meci. Aia cu farul, contează. Vineri, seară, da, care este un meci. E un clișeu, dar împotriva campioanei. Asta e adevărul. Deci ne interesează meciul următor. Aia ce contează cu adevărat. Hai, să ne aducem puțin aminte de meciul pe Giulești de astă toamnă împotriva Farului. Da. Venea după un meci groaznic. Deci dacă există un meci care m-a denumerit complet, a fost meciul acela împotriva Petrolului în care ne-am trezit cu două autogoluri. Da. Da. Și pentru prima oară când a simțit un pic și ostilitatea tribunei, nu neapărat la adresa dumneavoastră. Ești măcar nu mai mă gândeam eu personal unde Dumnezeului mare am greșit, ce poate să fie acolo o greșeală. Era o problemă, nici măcar n-am apucat să mă gândesc la ceea ce spui în clipa de față. Pe mine mă preocupa ce Dumnezeului mare se întâmplă acolo, adică unde s-au făcut greșeli. De ce nu am o legătură cât de cât între energia pe care o impunem și rezultatul care vin. Da. Mi-aduc aminte că atunci, cred că știi și tu foarte bine, că atunci aveam deja discuția făcută de Victor cu acceptul domnului Hagi în ceea ce privește negocierea cu jucătorul, cu Andrei Borza. Da. Chiar în seara jocului cu Ploiești, noi aveam deja înțelegerea cu agentul jucătorului, repet, cu acceptul domnului Hagi. Da. A doua zi am mers, dacă nu mă înșel, luni am mers acolo, am negociat cu domnul Hagi transferul, a durat o jumătate de oră pentru că ne-am înțeles foarte repede. Domnul Hagi ne-a spus, e jucătorul vostru, după amiază mă duc la antrenament, îi spun să-și facă bagajele, în seara asta e la București. Luați-l, da. În seara asta e la București. Marți și-a făcut vizita medicală, miercuri semna contractul și dacă nu mă înșel, vineri a fost. Vineri a jucat, da? Contra Farului. Vineri a jucat chiar împotriva Farului. Da. Când am ajuns la stadion, eu nu sunt implicat în formarea echipei, probabil că ăsta e un lucru care se cunoaște. Da? Da. Când am ajuns la stadion, vedeți asta ca o normalitate, ca patronul să nu știe echipa? Eu văd asta ca 100% o normalitate. Asta este decizia celor care le-ai delegat atributul respectiv, e o responsabilitate care au primit-o, e normal să se comporte în conformitate, ceea ce se întâmplă rapid. Când am ajuns și am văzut că antrenorul nostru, care era într-o situație, avea destul de multe întrebări delicate, a decis să joace și cu Emers, cu care nu jucase deloc mai în primele 6 etape sau 5 etape, da, câte fuseseră până atunci. Și cu Borza, care de-abia venise de două zile practic de două la zile echipă, de la adversar. De la adversar, am fost puțin uimit. Da? Eu sunt adeptul ideii că nu poți să te aștepți la rezultate diferite când faci totdeauna același lucru. Da. Adică asta e clar și noi
ideea asta de a inova, ideea de a schimba, ideea de a, de a încerca în permanență, îmi apelează foarte mult. Da, vi s-a părut prea mult, dar nu? Atunci mi s-a părut, atunci mi s-a părut că e un risc extrem de mare pe care și-l, și-l a luat domnul Bergodi. Și e, uite că riscul respectiv și-a arătat, și-a arătat roadele. Domnule, și atunci meciul acela a fost începutul revirimentului nostru și din punctul nostru de vedere este extraordinar de important meciul nostru de vineri iarăși. Deci meciul nostru, sunt absolut convins că toată echipa, tot stafful, toată lumea înțelege cât de important este în clipa de față următorul meci după victoria superbă cu FCSB. Un risc care domnul Bergodi pare că și l-a asumat și cu Bădescu în momentul de față. Da. Nu sunt specialist. Îl știu pe Bădescu automat pentru că a jucat atâta vreme la tineret. Practic era cu băiatul meu mai mare în echipă. Da? Da. Noi știam cu toții că poate mult mai mult. Da? Știam cu toții că e extrem de puternic. S-a pus totdeauna problema ca Andrei Borza să aibă în același timp și o dublură pe post, da? De o valoare apropiată. Și era normal să aibă, pentru că fiecare dintre jucătorii noștri trebuie să știe că are în spate simtă pe cineva, presiunea, să simte pe cineva puternic în spate care vrea și el să intre în teren. Și Andrei nu prea avea. Bine, aveam posibilitatea să se mute pe Onea, Braun și da, dar un și om ne direct gândeam, acolo. Ne gândeam serios la posibilitatea de a căuta un jucător bun pe postul respectiv, dar pe partea cealaltă domnul Maftei a explicat, domnule, avem deja un jucător foarte bun în Academie, vă rog frumos, dați-i șanse. Da? A fost ascultat, ceea ce e foarte bine, da? Că în clipa de față există o colaborare din ce în ce mai apropiată între echipa mare și tineret și juniori. Da? A fost luat în echipă, el s-a antrenat. A fost în cantonament cu echipa, da. Chiar dumneavoastră l-ați lăudat după un meci amical. Da, tot așa și este. La Iași n-a jucat. Da? A doua zi a jucat, ne-am întors împreună și a jucat la tineret, duminică a jucat în echipa de tineret, miercuri a intrat titular. Și a făcut-o foarte bine, debut cu gol. Și a jucat foarte bine. A și marcat. Da? Și a marcat, a jucat foarte bine și următoarele meciuri la fel. Ceea ce este o situație ideală pentru că pentru unul dintre posturile pe care le avem în clipa de față, fundaș stânga, da? Da, da? Da. Avem doi jucători tineri care concurează pentru același post, da? Amândoi extrem de tineri, 2005 și 2000, unul și celălalt, da. Și amândoi foarte valoroși. Da? Ceea ce ne permite ca, dacă unul dintre ei nu este în teren, celălalt trebuie să fie în teren, da? Și atunci acel post ne este ușor să-l acoperim cu jucătorul Wander. Da, poziție, cu jucătorul Wander. Da. Da? Ceea ce înseamnă că toate celelalte posturi pe care le avem, atunci nu este nevoie, dacă este un Wander pe ele, cu atât mai bine, da. Da? Că ne place să avem jucători tineri în teren, dar ne place în principal să avem cei mai buni jucători posibil. Da? Nu neapărat să aibă și să fie obligatoriu să avem încă pe cineva care să fie neapărat antar. Dar, repet, ideea este că orice jucător, under sau fără să aibă aceste atribute, da. sau total senior, trebuie să fie titularul postului respectiv. Să aibă puterea de a fi acolo cel mai bun. Ați amintit de partida de la Iași și aș dori să vă întreb aici. A fost prima experiență în calitatea dumneavoastră de acționar majoritar cu un eveniment din viața extrasportivă a echipei și am văzut și reacția dumneavoastră. Cum ați perceput scăparea asta din partea celor doi jucători? Dar lucrurile sunt extrem de simple. Deci am afirmat cu toții, da, că Rapid, dacă nu este încă, va deveni, sau e în drumul să devină, cea mai serioasă și mai respectată echipă din România. Punct. Da? Într-o echipă serioasă și respectată, așa ceva nu se întâmplă. Da? Dacă se întâmplă, ok, nimeni nu taie capul nimănui, da. Da. Dacă se întâmplă, există penalitățile prin contract și penalitățile pe care cluburile legale în regulamentul impune, de ordine interioară. Dar este roiul care prevede toate lucrurile respective. N-avem ce discuta.
Trebuie să facem o diferență între a fi... Nimeni nu se așteaptă de la tine când conduci o activitate să fii băiat bun. Da. Băieții buni dispar. Sunt înțeleși greșit. Da. Da. Toată lumea se așteaptă să fii corect. Da? Nu, lucrurile sunt clare. Judeci cu aceeași măsură pentru oricare din jucători. Asta e ce ai făcut. Da? Faci bine, ai aceste rezultate. Faci rău, ai aceste penalități. Bună ziua, la revedere. Nu există altceva. Da? Și chiar dacă Bădescu ar fi jucat prost, e nerelevant. Da? N-avea nicio importanță. E nerelevant. Disciplina noastră de echipă este mai mult decât importantă. Noi am decis să mergem într-o anumită direcție. Aia e direcția în care mergem. Da? Indiferent de individ, dată, de jucător. Indiferent, și nu asta e problema. Ideea este că dacă conduci o activitate, o firmă, ceva, tu trebuie să conduci pe baza exemplului personal. Da? Vă dau un exemplu simplu. Dacă o să mă vezi pe mine la meci cu un pahar de băutură în mână, da, de băutură alcoolică în mână, atunci, dacă eu o să beau atunci acolo, oricare dintre colegii mei are și el dreptul să bea. Dar până când nu mă vede pe mine cineva cu un pahar de băutură în mână, nimeni nu are dreptul să se atingă de băutură în timpul în care merge într-un joc. Lucrurile sunt foarte simple. Deci asta e direcția, asta e decizia. Vrem să fim serioși, ne comportăm serios. Vrem să fim respectați, trebuie să ne comportăm în așa fel încât să fim respectați. Iar absolut toată lumea trebuie să raporteze la exemplul dumneavoastră. Există un exemplu, toți trebuie să dăm exemplu respectiv. Nu contează dacă suntem acționari, dacă suntem antrenori, dacă suntem președinte, dacă suntem organizatori. Indiferent unde suntem în club, atâta timp cât aparținem clubului, trebuie să avem un anumit comportament. Atenție, nu plecăm de la premisa că nu-mi place și mie un șpriț sau nu-mi place o bere. Sau nu-mi dar nu la stadion. Despre ce vorbim, adică... Da, nu sunt habotnic, da. Da. Fiecare da, talibani, în locul și la timpul lor, nu? Chiar sincer, chiar îmi place chiar foarte mult, da. La fiecare lucru la locul lui. Da. Ați amintit de episodul de la Iași, de Andări. A fost un pic surprinzător pentru mine cel puțin că alegeți să investiți în niște jucători tineri, de perspectivă, dar care în momentul de față sunt lăsați, sunt direcționați să joace la alte echipe. Nu era mai ușor sau care a fost gândirea dumneavoastră să-i cumpărați acum, poate că sunt mai ieftini și să se rodeze prin alte părți, sau puteați aștepta o perioadă de timp ei să fie niște certitudini, să vă coste câteva sute de mii de euro în plus, probabil. Hai să ne uităm puțin. Dacă vorbim de jucători români tineri, avem Borza 800 de mii. Da. A jucat imediat. Da. Pentru că și avea locul. Da. Da. Am discutat despre a Ioanei, că e mai recent a Ioanei. Hai să spunem că nu e neapărat jucător foarte tânăr a Ioanei, da. El Saui, de Petrila. Discutăm Petrila. De Petrila, 750.000. Discutăm de El Saui, aproape 400.000. Discutăm de Cârjan, care și el, chiar dacă e doar împrumut, am avut niște costuri importante și avem în continuare și e normal să avem și cu el. Are, domnule Șucu, are aceea... o... Există în contractul dintre dumneavoastră și echipa din America, există o clauză de cumpărare? Există de achiziție, sigur că da. Da. Există după aceea, avem pe Mikovski, într-adevăr, care îl avem pe Vulturar, îl avem pe Rareș Pop. Discutăm de investiții care depășesc substanțial 3 milioane de euro. În jucători în români. Jucători români de perspectivă, tineri de perspectivă. Lăsând la o parte ce va produce propria noastră academie. Care și acolo sunt alte costuri, da, este nu? Este un avantaj, modul în care, hai să spunem în felul următor, fanii Rapidului sunt fani care cunosc fotbal. Eu de-abia acum încep să înțeleg și eu 3-4 lucruri ce se întâmplă acolo, dar mi-este evident că majoritatea celor care vin la stadion au o experiență în stadionul ăla și știu foarte înțeleg bine fotbalul. Și înțeleg fotbalul. Da? Și ce mi-a plăcut foarte mult este că majoritatea lor acceptă ideea implementării tinerilor în echipă. Da? Îi privesc cu hai copilule, dă-i înainte, nu-i problemă. Îi văd că au o indulgență serioasă în ceea ce privește un tânăr. Și dorința de a-l ajuta și de a-l încuraja ca să meargă înainte. Da? Mi se pare un lucru excepțional. Da, mi se pare, poate unul dintre cele mai, printre cele mai frumoase lucruri care se întâmplă acolo, la adresa tinerilor care ar trebui să intre în teren. Și sunt absolut convins că toți acești tineri care acum sunt sub contract cu noi,
vor avea șansa de a juca și de a-și arăta ceea ce pot. Da, este important pentru noi. Dar la fel de important este și rezultatul imediat. Da? Și acolo am avut investiții mari și pentru jucători care și-au adus contribuția absolut imediat când au intrat în cazul lui Rahmani, că este cel mai la modă. Cazul lui Burnmaz, da? Cazul lui Hasani, lui Krasnici. Adică, da? Da? Adică să încearcă un mix între jucătorii tineri și jucătorii cu experiență. Există acest target pentru noi, pentru Rapid, nu numai de a ajunge să fim echipa prevalentă în România, cea mai puternică echipă din România, de a avea o vocație însă regională. Da? Speranța mea este că într-o perioadă nu foarte lungă, da, Rapid va putea să aibă cei mai buni jucători din toată zona noastră. Da? Cei mai buni jucători. Păi, până la urmă, Hasani, anul trecut a fost cel mai bun jucător al Albaniei. Da. Da? Rahmani mi se pare că e de departe cel mai bun jucător din Kosovo. La fel și Krasnici. Probabil că vom reuși să convingem foarte și jucători din Serbia, poate și din Bulgaria. Vom încerca să fim nu doar o entitate puternică românească, dar în același timp cea mai puternică echipă. Deci, tinde să fiți o echipă de referință în zona asta Europei. Deci asta este dorința, adică o putere regională, nu neapărat doar o putere locală. Adică, am început ca o putere, ca o echipă de cartier, da? Da. Nu ne comportăm și nu ne mai comportăm în niciun fel ca o echipă de cartier. Acum ne dorim o echipă națională. Și suntem în mare măsură o echipă națională. Poate mai puțin decât unii dintre adversarii noștri, dar vom fi și noi acolo. Dar nu e suficient. Am vrea cel puțin o putere regională. Da, brutul e liber, știi cum e. Da. Dar, odată cu dorința asta dumneavoastră și punerea ei în practică, bănuiesc că și financiar va fi un efort, nu? Da, totdeauna există un efort financiar, da. Aici suntem oameni de afaceri, da. Da. Și Victor și eu. Aici există, ca om de afaceri, investiția pe care o faci, de obicei, da? Și este raportată la riscul pe care ți-l asumi. Da? Îți asumi un risc mai mare, atunci investiția respectivă, teoretic, trebuie să-ți aducă și un beneficiu mai mare. Da? Îți asumi un risc mai mic, beneficiul procentual din banii investiți, teoretic, trebuie să fie puțin mai mic. Aici facem o excepție însă în fotbal, pentru că noi investim mult, da? Cu un risc mare, pentru că orice s-ar întâmpla partea asta de sportivă, e o afacere extrem de riscantă, cu un risc mare, da? Și cu un capital de beneficiu, dacă riscul se dovedește pozitiv, adică dacă rezultatul e pozitiv, cu o posibilitate de beneficiu poate mai mică decât riscul pe care ni-l asumăm. Da? Dar asta e decizia noastră. Da, vom investi ce e nevoie. Da? Ce e nevoie. Și noi chiar nu credem că riscul este atât de mare, cu toate că vedem destul de multe pericole în stânga, în dreapta. Extrem de multe pericole. Rahman începe să fie un jucător interesant pentru echipe puternice și nu cred că achiziția lui nu cred că a fost un risc mare, ce spuneți dumneavoastră. Beneficiul, impactul unui eventual transfer va aștepta să depășească previziunile dumneavoastră și ale lui Victor? N-aș vrea să vorbesc la concret. Ideea este foarte simplă. Oricând stăm de vorbă, spunem, domne, există un număr de transferuri, da? Aceste transferuri sunt făcute în baza unor studii făcute de colegii noștri. Da, de la departamentul de scouting, că e vorba de directorul sportiv, că e vorba de președinte, că e vorba de acționari, că e vorba de staff în general. Astea sunt automat lucruri care se discută în club. Faptul că, cel puțin începând cu astă vară, toate investițiile care le-am făcut s-au concretizat, deci fiecare investiție pe care am făcut-o și-a adus roadele, e un lucru extrem de pozitiv. Și rar. Pentru că toată lumea îmi spune că rare ori se întâmplă
să-i nimerești pe toți. Din 10 jucători, da, mai mult de 3-4 să fie cu adevărat special și unul singur să fie cu adevărat deosebit. Corect. Păi eu nu știu în clipa de față de un transfer care să fie făcut începând de vara aceasta, în vară și în, iarna asta, care să nu fi confirmat undeva. Da. Da. Care să nu, și dacă există vreunul care a confirmat mai puțin, nu cred că are, cred că are legătură doar cu poate cu momentul faptul că sau sunt 11 jucători, că nu ai 16 jucători în teren și că poate e legătură și sunt convins că dacă spunem inclusiv al nostru stamicu Cârjan, sunt convins că poate mult mai mult decât ce a arătat până acum. Dar n-a avut încă posibilitatea de a o face, adică n-a avut încă șansa de a o face, dar sunt convins că poate mult mai mult decât până acum. Da? De exemplu, Mikovski, în mod cert știam cu toții că poate foarte mult. Dar nu cred că la Rapid ar fi primit toate șansele care le-a primit la Arad. Da? Asta a fost și strategia, acum, nu? Acum și-a arătat cu adevărat valoarea. Nu cert, va trebui să vină acasă. Mikovski se va întoarce în vară? El a dovedit la Arad. Am înțeles, dar încă o dată, tu care știi toată organizarea noastră, mă întreb pe mine lucrul ăsta. De-aia vă și întreb, că vreau să vă... Eu tot ce mă interesează este să văd că el crește. Că el a dovedit exact ceea ce ne așteptam să dovedească. Bine, era să mor de inimă când l-am văzut când a dat gol tocmai nouă pe Giulești, dar asta e meseria lui, să dea gol, nu? Da, v-ați gândit în momentul respectiv că poate împreună cu colegii dumneavoastră ar fi trebuit să impuneți o clauză să nu joace Mikovski contra Rapidului? Da. Următoarea întrebare. Ar fi fost o posibilitate. Da. Probabil că ar fi fost o posibilitate. Zdruncina cumva strategia dumneavoastră, a Rapidului, un eventual și felul cum vedeați continuitatea lucrurilor, un eventual eșec cu FCSB-ul? Nu facem ceva acum pentru mâine sau pentru astăzi sau pentru ieri sau nu e ceea ce încercăm să creăm în momentul de față, e un lucru relativ simplu într-o afacere normală, dificil în climatul fotbalului, da, adică ideea asta de delegare de responsabilitate, ideea asta de a avea încredere că atunci când ai delegat responsabilitatea, acea delegare e primită de un om care trebuie sprijinit și care trebuie ajutat, care din punctul meu de vedere trebuie să primească în spate și autoritatea ta ca și proprietar. Adică toate lucrurile astea sunt clare. Nu schimbăm, nu inventăm roata. Nu, cum spuneți voi, nu inventăm gaura de la macaroană. Da, nu e cazul. Lucrurile sunt clare. Faptul că sunt extrem de multe cluburi în care această delegare de responsabilitate nu funcționează, asta nu ține de personalitatea persoanei care delegă. Dacă el n-are încredere, atunci nu va delega. Credeți că e vorba doar de neîncredere, de nu sunt cei, cum spuneți dumneavoastră, specializați sau specialiști pe poziție respective să primească girul proprietarului să facă anumite lucruri? Probabil că e o problemă de încredere, e o problemă de experiență în ceea ce înseamnă ideea de management, de delegare de responsabilitate. Atenție, în ultimii 20 de ani am crescut cel puțin 100 de manageri. Știu exact cam modul de comportament al unui manager în clipa în care preia conducerea unei activități. Știu foarte clar că într-o primă fază vrea să fie băiat de treabă, da, și să nu refuze pe nimeni, ceea ce e o mare greșeală, când în loc să fie un băiat corect, el vrea să fie băiat bun, în loc să fie exigent. Da? Și atunci automat îmi strică întreaga strategie. Strică întreaga atmosferă din societate, pentru că tupeiștii de acolo din societate vor intra în pare și în față. Eu urăsc ideea asta de tupeu, ideea asta de a unora care încearcă să se suie pe umerii altora să iasă ei în față. Asta trebuie evitată în orice organizație. Și atunci, managerii ăștia începători, de multe ori creează crize prin propria lor atitudine. Da? Prin lipsa lor de încredere, care o transmit mai departe către oamenii lor, creează probleme în propria lor întreprindere, creează crize. Văd ulterior că au greșit, dar nu înțeleg că, de fapt, criza a fost creată tocmai de ei. Da? Și se specializează în a rezolva exact problemele pe care tot ei le-au creat. Da? Ajung acasă osteniți, se uită în oglindă, își dau seama că au obosit foarte mult,
Dar de fapt n-au făcut decât să obosească reparând ce-au... prostiile pe care tot ei le-au creat. Da? Asta e povestea. E la nesfârșit. Cu cât durează mai mult până când cineva care primește o responsabilitate înțelege diferența dintre băiat bun și băiat corect, da? Cu atât sunt mai puține șanse ca omul ăla să ajungă să facă treaba. Da? Deci... E prima lecție pe care eu dau fiecărui coleg de-al meu care primește o delegare din partea mea. N-am întâlnit încă un coleg care a înțeles-o din prima. Da? Unii au înțeles-o... peste 100, cum spuneți dumneavoastră? Unii au înțeles-o într-o lună, alții au înțeles-o într-un an. Da? Niciunul n-a înțeles-o din prima. Da? Niciunul n-am știut-o din prima. E normal. Dar încă o dată, diferența. Trebuie să fii corect, trebuie să fii exigent. Nu băiat bun. Nu există băiat bun. Nu poți să fii lider și să fii și băiat de treabă. Nu asta e ideea. Și în fotbal. Ca și în business, și în fotbal, indiferent de domeniu. N-aș putea spune că în fotbal e mai rău ca altundeva, că nu e cazul. E o chestiune generală. Și, repet, încrederea e cuvântul. Ai încredere. Dacă ție nu-ți trece prin cap să pui vreodată mâna în buzunarul altuia, da? Atunci ai și tu încredere cu cel care vorbește, are aceeași situație cu tine. Dar dacă mintea ta este că dacă lasă întoarce, tu îi dai una în cap, da? Atunci și tu nu te vei întoarce niciodată. Deci pleacă, cum am spus mai devreme, totul pleacă de la puterea exemplului și încrederea... Totul pleacă de la încredere. Da? Cum ar fi? Noi avem, în MobExpert, sunt 2000 și 2500 de colegi. Da? Cam cum aș simți eu să plec de la premisa că 2000, n-aș putea să am încredere, am 2500 de colegi și fiecare din ele acolo e un om în care n-aș putea să am încredere. Păi, aș mai putea dormi? Da? Nu. Ai mai trăit? Te duce direct la spitalul nou, nu? Da. Da, ar fi ce apăsarea, că bă, indiferent ce se întâmplă, ce ăștia... Că te mai dezamăgește unul sau altul. Asta e. Da, excepția, regula e regulă. Regula este că oamenii, în general, sunt oameni în care n-ai nicio problemă să ai încredere. Asta e regula. Excepțiile sunt acolo ca să-ți confirme regula. A spus că nu v-ați dori ca eventuala... ratarea obiectivului să devină așa, nici o piatră de moară de gâtul clubului, dar nici câștigarea campionatului să devină o obsesie. Am avut, Dumnezeu a fost bun cu mine și mi-a dat posibilitatea de a fi pe primul loc destul de mult timp. Da. Fie că a fost la școală, fie că a fost vorba în afaceri, fie că a fost vorba oriunde, mi-a dat de multe ori ocazia să fiu pe primul loc. Da. Cam place. Da, adică parcă... Ideea asta, dar fi numărul unu, vă place. Cam place să fim pe primul loc. Adică că pe o perioadă, având în vedere că ești oarecum începător acum, reîncepi ceva, da. Ai putea să nu fii acolo, e de înțeles. Dar nu pe o perioadă lungă. Adică, din punctul nostru de vedere, noi facem tot ce putem, tot ce ne interesează, investim ce avem de investit, aranjăm toate lucrurile așa cum putem mai bine în club, pe ideea de a fi cei mai buni. Nu prea ne gândim la locul 2. Da. Repet, ne putem gândi la locul 2 doar pe o perioadă. O perioadă scurtă, mai scurtă și ca un pas intermediar. Și ca un pas pentru următorul. Repet, ne interesează și posibilitatea de a fi cei mai buni acasă, ne interesează și posibilitatea ca într-un termen rezonabil să fim cei mai buni, cel puțin regional. Cel puțin, spuneți. Regional. Este o mare responsabilitate. Da. Regional, da. Este dorința noastră, dar așa ne organizăm. Da. Așa ne organizăm. Rapidul este un plan pe termen mediu-lung? Am fost acolo. Rapid a fost acolo. Da. Da? Da. Da. Ok. A văzut, a fost acolo, a văzut. Din păcate n-a rămas acolo. Ar fi trebuit să rămână. Avea tot ce-i trebuie ca să rămână. N-a rămas. Acum ne întoarcem. Trebuie să ne reîntoarcem acolo unde am fost. Aveți un deadline până să deveniți numărul 1? S-a pus problema așa? Maica ta Hristoase. E o întrecere sportivă. Aici, practic, sunt atât de multe variabile în teren, da? Încât am înțeles că e aproape imposibil de a pleca de la meza dumne, acolo ești. Dar noi sperăm inclusiv anul ăsta să putem să fim cei mai buni. O să fac o comparație, poate, care nu sună plăcut,
Dar ați avea puterea să aștepta. Investițiile să ridică în, să ridică în ultima perioadă la nivelul echipei de pe primul loc a FCSB-ului. Chiar sunt depășite. Ați avea puterea și răbdarea să așteptați 9 ani de zile să câștigați un titlu? Nu știu ce să spun. N-am privit-o niciun fel. N-am privit-o în felul ăsta absolut deloc. Nu, mi se pare pentru o echipă ca Rapid, nu mai vorbesc de alte echipe din România, posibilitatea să investești mult și să pierzi posibilitatea de a fi an după an, să pierzi posibilitatea de a fi măcar o dată campion în ultimii 10 ani, da. Mi se pare o contraperformanță. Deci dacă s-ar întâmpla lucrul ăsta, ar fi într-adevăr ceva problematic. Ar fi problematic pentru noi și ar fi și economic neviabil. Economic neviabil pentru că oricum ai întoarce-o, în clipa de față bugetul nostru de cheltuieli vorbesc, nu vorbesc de investiții, de cheltuieli, e undeva pe la 10 milioane jumate, între 10 și 11 milioane. Da? Fără investiții, spuneți. Nu vorbesc de investiții, vorbesc doar de cheltuieli. Da. În condiția în care veniturile sunt undeva pe la 8. Deci e un deficit destul de mare. Da. Da. Ca să putem să fim mai aproape de ceea ce ne dorim, trebuie să mergem spre 14-15 cheltuieli, dar trebuie să mergem pe cât posibil spre 14-15 și venituri. Dacă nu participi în cupe europene, e aproape imposibil să faci lucrul ăsta. Și trebuie să vii cu banda acasă, și trebuie tot timpul să finanțezi deficitul. Da? Noi ne-am propus posibilitatea de a finanța un 3-4-5 ani deficitul respectiv. Da? Și atunci este extrem de important ca băieții să bage mingea în poartă. Că toate lucrurile până la urmă acolo. La gol, da. La victorie. Toate lucrurile acolo. Băieții trebuie să bage mingea în poartă. Da? În poartă adversă. Rahmani face lucrul ăsta des, schimbă soarta unor meciuri, decide meciuri și pare din afară și am văzut și după ultimul meci contra FCSB-ului că apar oferte pe numele lui. Și aici aș vrea să vă întreb, că am avut și cazul lui Dugan, zici, până la urmă dumneavoastră a spus că este un business, credeți că la ofertă de 5 milioane sau peste 5 milioane v-ar sensibiliza și ați putea să vă despărțiți de un astfel de jucător? Acum, Rahmani bagă mingea în poartă, Burmazul bagă și el. Corect. Și Krasnicii bagă mingea în poartă. Și Petrila. Toți, și aproape toți colegii, toți jucătorii noștri reușesc să bagă mingea în poartă. Ceea ce e foarte bine. Da. În ceea ce privește posibilitatea, în ceea ce privește pe Duganzic, avea 30 de ani. Are 30 Când de ani. A plecat de la Rapid, era un jucător. Are 30 de ani, am mai spus-o. Are 30 de ani, avea un câștigat la noi, probabil cu prime, cu tot, nu știu dacă, dar undeva sub 200.000 de euro pe an. Da. Îi arăți unui jucător de 30 de ani posibilitatea de a câștiga timp de 3 ani la rând, un contract de 3 ani în care să câștige de 6 ori mai mult, adică 1.200.000 în fiecare an, și refuzi posibilitatea de a pleca în condiția în care clubul încasează 1.500.000 când a plătit sub 200.000 pe el sau 300.000, deci ceva, face un profit, face și un profit de 1.000.000 într-un an. Da, într-un an e greu să-i dai explicație jucătorului respectiv. Și nu știi dacă mai e același jucător după aceea. Chiar nu știi. Aici e un risc asta, nu? Că dumneavoastră ați dormit de riscuri aici mai chiar devreme. Era aici chiar era greu să-i spui jucătorul respectiv, n-ai ce căuta. Pur și simplu, cred eu că era greu. Da? În ceea ce privește ceilalți jucători de care vorbim, mulți dintre ei veniți și care au concretizat și că veniți din campionate vecine, dar jucători de elită, mai toți trebuie să recunoaștem că văd pasajul prin Rapid nu ca o gară finală, o rampă de lansare. Nu ca o gară finală, ci ca o gară intermediară. Da. Și văd posibilitatea ca de aici eventual să plece mai departe. Da. Vă dau un exemplu, la Emers am primit oferte pentru el, 4 5 6 meciuri bune a făcut și am primit deja oferte interesante. Dau un exemplu. Da. Care un jucător care din păcate s-a accidentat. A fost accidentat, dar un jucător, adică campionatul României este foarte vizibil, iar prezența în Rapid este și mai vizibilă. Pentru, da. Este o vitrină excepțională.
E pe undeva un risc asumat ăsta, nu? Mocert și Rahmani va merge mai departe, dacă concretizează, va merge mai departe către un campionat și mai puternic decât al nostru. Da? Și nu e singurul. Da? Mocert va putea să vadă. Ceea ce e important pentru rapidiști este să înțeleagă că dacă există o profitabilitate în urma acestui transfer, ea va fi folosită tot în folosul Rapidului, da? Pentru a căuta și a aduce iarăși jucători foarte buni. Da? Știu că nu vă plac. Nu plec cu bani acasă. Da? În niciun caz. Mă descurc. Da? I-am cerut voie soției și nu mă ceartă. Da? Aveți o limită? Da. N-am depășit-o încă. Da. N-ați depășit. Știu că nu vă place să vorbiți despre lucruri tehnice și nu vă băgați în lucrurile astea, dar este adevărat, a spus despre transferurile din vară că au confirmat toate. Da. Este adevărat că Rapidul, prin departamentul de scouting, urmărește în jur de 100 de jucători? Da. Personal am mare încredere în departamentul nostru de scouting. Da. Foarte mare încredere. Și în general am încredere în oamenii cu care lucrez. Da. Dar în cazul respectiv chiar am o încredere suplimentară față de normalitate. Și am încredere în logica pe care mi-o explică, pentru că iau ceva timp și vorbesc cu oamenii respectivi și mi-explică logica care stă în spate. Da. Iar ei au totdeauna posibilitatea asta de a discuta întâi cu staff-ul, cu antrenorul da. Secund, de a discuta cu una, de a înțelege care sunt nevoile, da? Ce caută staff-ul respectiv da. Și de a răspunde nevoii respectiv. Iar ei pun la dispoziție staff-ului 3, 4, 5 variante, în așa fel încât staff-ul să-și aleagă ceea ce consideră de cuvință. Da? De multe ori se întâmplă ca ei să aibă o părere diferită de staff. Adică spune, eu cred că ăsta ar fi cel mai bun. Stafful spune nu. Pentru ceea ce ne trebuie nouă, ăsta e cel mai bun. Bună ziua, la revedere. Da? Adică, dau un exemplu. Stafful a cerut un jucător extrem de puternic recuperator. Care da, să recupereze. Da. Da? Și am avut destul de multe variante. Într-un final, recuperatorul pe care l-au ofertat a fost Iacob. Da? Care părerea mea este că începe, sau părerea mea, din ce aud în jurul meu, este că începe din ce în ce mai mult să-și lase o amprentă extrem de pozitivă asupra jocului echipei. Da? Iarăși, un lucru câștigat. Da. Un jucător de 27 de ani, la Slavia știu că avea o concurență pe post, da, cu un jucător de 23 de ani care valora 6 milioane și cu unul de 25 un care valora 5. Neloială, dacă putem și care valora 5. Da. Da, concurență extrem de dură pe post, la un club însă care are transfer market de 70 de milioane în condiția în care noi suntem 20. Corect. Da, adică avem de lucru până acolo. Avem de lucru ca să ajungem acolo. Da. Da. A fost așa un pic înțepat, dacă vreți, înțepat, de da. Partenerii de competiție, un pic domne, e nou în fotbal, când își va da seama cu ce să mănâncă fenomenul, se va retrage. Dar, pe de altă parte, faceți niște investiții și faceți niște pași care vă duc în lupta la titlu mai repede decât pe cei care poate au investit la nivelul dumneavoastră și n-au avut rezultatele așteptate. Vă ambiționează, vă deranjează? Acum, vreau, nu vreau, am 60 de ani. Mulți înainte. Și voi la fel. Am 60 de ani. N-o să mă trimiți la 60 de ani să merg pe drumurile altora. Că nu merge. Da. La 60 de ani e cam creezi drumul tău, da? Și te aștepți ca alții să te urmeze pe tine, nu să mergi tu pe urmele altora dinaintea ta. Da. Este părerea mea că fotbalul din România este mult mai curat în momentul de față decât a fost vreodată. Decât a fost în ultimii 20 de ani. Și e un proces care nu e început de astăzi. E început deja și fiscal, și organizatoric. E un proces care a început deja de prin, cred că de vreo 5-6 ani în urmă, iar acum începe să-și arate partea pozitivă, începe să-și arate roadele. Da? Este normal că într-o astfel de climat să nu mă simt atât de constrâns cât m-aș fi putut simți în 2015. Probabil că în 2015 aș fi evitat. Nici măcar nu aș fi... Nu v-ar fi trecut prin cap să investesc. Dar lucrurile sunt chiar, ele în interior sunt chiar mai curate decât apar de afară.
Serios? Da, și din punct de vedere fiscal. Da. Adică conformarea fiscală în industria asta e foarte bună. Da. Păi toată lumea să, aici îmi cer scuze că vă întreb, toată lumea să vaită că e greu, la că sunt taxele mari, că dumneavoastră spuneți că este un climat favorabil în momentul de față. Eu știu ce vorbesc. Da. Am înțeles. Te rog să mă ierți. Da. Eu știu exact ce vorbesc. Adică din punctul meu de vedere, da, taxele au crescut în ultima vreme. Da, dar în continuare, taxarea din fotbal e rezonabilă, din sport. Am înțeles. Este încă rezonabilă în comparație cu taxarea din alte industrii. Da? Ok. Asta odată. Dar pe partea cealaltă, climatul de competiție cu play-off, play-out scoate în mare parte la lumină, da, o competiție reală între echipe și elimină în cea mai mare parte posibilitatea unor înțelegeri între echipe. În cea mai mare parte, bănuiesc, poate ori mai fi. Eu nu le-am perceput. Da. Adică nu am... câteodată am mai strâmbat puțin din asta, am mai ridicat o sprânceană, dar nimic așa... Flagrant, nimic da. Bătător la ochi. Da. Da. Adică nu mi se pare că ar fi... Iar încă o dată, climatul ăsta, acum, de exemplu, cu play-off-ul de care vorbim acum, da. Sunt 6 echipe care fiecare vrea să câștige. O înțelegere între ele... E fără sens. E exclus. De nici da. Nu poate să fie, nici măcar nu, cum, ce să suspectezi. Da? Nu e, acolo sunt doar locomotive, nu e niciun vagon. Da? Lucrurile sunt clare. Da? Și toate lucrurile astea conduc la un climat curat. Da? Un climat curat, automat, este un climat pe care îi dă posibilitatea consumatorului, îi dă posibilitatea clientului să se uite cu plăcere. Pentru că este o competiție reală, nu e o competiție mimată. Dar ala a fost principala problemă. Din clipa în care ai văzut la televizor o competiție mimată, în care știai că e o înțelegere între patroni, în loc să fie o luptă sportivă în teren, ce rost mare să te uiți? E fără sens. Ala a fost începutul sfârșitului pentru tot. Așa zisa cooperativă, cum se numea. Începutul sfârșitului pentru tot. Plus îndepărtarea investitorilor, sponsorilor, nu? Automat îți scade, îți dispare audiența, îți dispare automat și firma care dorește să folosească audiența ca să-și transmită oferta comercială. Punct. Despre ce mai vorbim? Mai mult decât atâta, îți și compromite brandul. Adică tu vii cu un brand serios ca să fie compromis de o înțelegere între două echipe în teren anticoncurențială, păi îți distruge brandul. Au dispărut băncile, au dispărut societățile de asigurări, au dispărut retailerii mari, toate societățile importante, care, cele de telecomunicații, toate societățile importante care făceau reclamă prin fotbal, își promovau produsurile lor și ofertele lor prin fotbal, au dispărut. Odată cu dispariția respectivă, au dispărut banii, a dispărut și competiția. Repet, acum 20 de ani, nu știu, 18 ani, 20 de ani, PIB-ul României era mai mic de 5-6 ori decât astăzi, dar în fotbal erau la fel de mulți bani cât stăteam. Asta înseamnă că 80% din 75-80% din audiență a dispărut. A dispărut. Da? Ea poate să fie recâștigată. PIB-ul României e mai mare ca al Portugaliei. E mult mai mare decât al Serbiei, al Croației, al Ungariei, mi se pare că e comparabil cu al Cehiei, dacă nu chiar dar și mai mare. Dar investițiile în sport nu sunt la nivelul Ungariei. Dar prea puțin din PIB-ul ăla ajunge în sport. Da? De ce? Fiindcă nu vor multinaționale sau ceva? Nu. Nu. Pentru că noi nu suntem suficient de buni să o facem. Noi trebuie să fim mai buni și o să putem să o facem. Da? Domnule, și cu vă gândiți, am văzut vizita dumneavoastră de ieri și sunteți un om curtat de partidele politice și au tot apărut știri în ultima perioadă că vă gândiți și sau la o carieră politică. Care este adevărul? Am mai spus-o de nenumărate ori. Nu sunt interesat de o carieră politică. Nu am calitățile necesare pentru a fi politician. Da? Nu mă interesează. Sunt în același timp însă și președintele cele mai mari confederații patronale și ca reprezentant al mediului de afaceri am discuții săptămânale cu factorii de decizie din România. Da? Chiar de aici, vezi că m-ai îmbrăcat oficial, de aici plec la guvern, avem o întâlnire între 2 și 3 acolo. Adică nu e un lucru
special pentru mine posibilitatea de a discuta. Dar în, chiar și în Confederație, primul lucru care îl faci este că afirm clar cu tărie că nu ai niciun fel de ambiție politică. Nu poți să fii în același timp și președintele unei Confederații care negociază în numele oamenilor de afaceri cu guvernul, da. Da? Sau și cu decidenții, după care să vii, nu, dar aș vrea să fiu și eu politician. Mi se pare de un prost gust ieșit din comun. Da. Nu există caz. Nu există această variantă. Nu mă interesează. Era discuția pe care am avut-o cu domnul Ciucă, era pe teme pur fiscale. Da? Și au fost niște creșteri de taxe. Era dorința noastră de a înțelege ca oameni de afaceri dacă creșterile respective cu adevărat și-au adus contribuția în acoperirea deficitului bugetar. Sunt cu totul și cu totul alte povești. Da? Mi-ar plăcea să mă ocup mai mult de fotbal și de doar de societatea mea, da, căreia nu-i acord atenția pe care o merită, din păcate. Dar sunt și multe lucruri obștești pe care trebuie să le îndeplinești. Da. Prin poziția dumneavoastră în cadrul Confederației și faptul că sunteți recunoscut ca un foarte bun om de afaceri, încercați să atrage sau să convingeți oameni cu bani să investească în sport? Nu neapărat la Rapid, în fotbal, în sport, în general. Sunt convins, am mai spus-o, sunt convins că sunt destul de multe societăți românești, firme românești, cu cifre de afaceri foarte mari, da? Care începute acum 30, 20, 15 ani, în clipa de față au ajuns mari, poate mai mari decât MobExpert, unele chiar substanțial mai mari decât MobExpert, și care au făcut-o într-un mod temenic, într-un mod corect, într-un mod organizat, structurat și așa mai departe. Nu m-ar mira că în condiția în care lucrurile se dovedesc așa cum o spun eu aici, adică normale și curate, da? Nu m-ar mira ca și alți oameni de afaceri să decidă să investească inclusiv în fotbal. Da? Dar aici nu știu, nu e treaba mea să-i conving pe unul sau pe altul, e treaba de însumi. Sigur că un competitor de genul ăsta ar fi un competitor mai dur decât tipul de competiție cu care mă întâlnesc acum. Da? Pentru că ar fi structurat, ar fi cineva care a construit piatră cu piatră, ok. Pe alte baze, alte baze. Alte tipuri de competiție decât competiția actuală. Da? Asta e. Competiția trebuie încurajată, în niciun caz reprimată. Da? Mai ales că ați declarat-o sușitare că vreți să fiți numărul 1, nu? Normal, da. Normal. Locul 2 e primul care pierde, am mai spus. Da? Bine. Vă mulțumesc, legendă, trebuie... vă mulțumesc că v-ați făcut timp. Sper ca ceea ce ați început și ceea ce faceți la Rapid să ducă spre câștigarea titlului și să o faceți și cu aceeași pasiune cu care ați făcut-o până acum împreună cu colegii dumneavoastră. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor, mulțumim și sponsorilor, sponsorul principal Superbet, sponsorul premium Aqua Carpatica, vedeți, avem aici și cu savoare și cu gust și apa, doza de șpriț. Ne revedem marțea viitoare. Sperăm că va fi după o nouă victorie a Rapidului, de data asta în Giulești contra Farului, domnului Hagi. Ne găsiți pe Facebook, pe pagina de Facebook Horia Ivanovici Oficial, pe YouTube, pe TikTok. Emisiunea o veți putea revedea, cei care ați pierdut-o joi, pe canalele pe care vi le-am spus mai devreme. Mulțumesc și colegilor din studio, din regie, coordonați de Adi Barna. Ne revedem după victoria Rapidului și sperăm să o facem săptămână de săptămână, cum îmi place mie să spun, pe bucurie. Până atunci, mulțumim sponsorilor și nu uitați, fiți buni azi, fiți buni mâine, că până la urmă ne-a văzut cineva. Toate cele bune!